Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou și în seara aceasta cu o nouă ediție și, bineînțeles, cu o nouă temă și cu doi invitați, așa că le spunem un bun venit păstorilor Vasile Bel din Târgu Lăpuș și Daniel Stoica, păstor la Biserica Baptistă din Buten, județul Arad. Bine ați venit, domnule! Bine v-am găsit, mulțumim de invitație! Știu că nu sunteți pentru prima dată în studioul nostru, ați participat la mai multe emisiuni și mai toate emisiunile pe care le-ați avut au fost pe tema aceasta istoria, istoriei creștinismului, a istoriei Bisericii Baptiste. Așa că aș vrea să continuăm puțin tema aceasta a resurselor istorice pe care Biserica Baptistă le are, Biserica Baptistă din România le are. Și am numit tema din seara aceasta Biserica Baptistă, trecut, prezent și viitor. De ce istorie, de ce trebuie să discutăm despre trecut? Bineînțeles, vom afla împreună cu dumneavoastră și mai mult ar dori să vedem cum se leagă toate aceste trei elemente, trecutul, prezentul și viitorul, în general, dar mai ales în ceea ce privește mărturia baptistă pe teritoriul României de astăzi, dar bineînțeles vorbim și de celelalte teritorii unde există populație românească, da? Dacă vorbim despre România cea mare. Înainte de a trece la discuția propriu-zisă, aș vrea să-mi spuneți, am o curiozitate, pentru că nu știu dacă ați mai avut-o până acum, ați mai discutat despre asta, despre cum v-ați întâlnit, cum v-ați găsit, așa știți, o vorbă românească, un frate, să spunem, mai experimentat, deja păstor pensionar și un frate foarte tânăr, care amândoi au făcut o echipă, se ocupă de studierea arhivelor, de scoaterea lumină informațiilor foarte prețioase din ceea ce înseamnă istoria Bisericii Baptiste din România. Cum ați reușit sau cum reușit să vă înțelegeți și, bine, trebuie să faceți atâtea lucruri frumoase, o să discutăm despre ele, pentru că este destul de rară, să zicem, formula aceasta, destul de rară, mai ales că știm că există conflictul acesta între generații, oameni cu viziuni diferite, cu chiar cu teologii diferite câteodată, cum reușiți totul să lucrați împreună și să vă puneți de acord și mai mult să scoateți niște lucruri atât de frumoase? Simplu, să spunem așa. Deci, internetul blamat de unii, da? Foarte folositor, s-a dovedit și acum în pandemie că chiar e folositor și folosește foarte mult. El ne-a ajutat să ne adunăm împreună. Adică eu am început să scriu despre istoria din Baia Mare. Frați coriști și frați dirijori vechi, adică în vârstă, nu știau despre cântările Sionului. Și căutând din aproape în aproape, am început să găsesc cântările Sionului, să pun pe blog Istorie Baptistă și fratele a găsit blogul. Imediat a și comentat. Am și luat legătura, nu știu așa, chiar nu mă amintesc bine. Pot să completez eu, că da. Am o minte, să zic, mai tânără puțin, da. Și mi-amintesc. Puțin la mine începe ceva de genul, tatăl meu a fost la un târg de vechituri, în târg găsește o carte, pe carte scrie carte de cântări, cântările Sionului. Mă uit la ea, se uită și tatăl meu și spune, mă, dar noi nu avem cântările Sionului, că scria Biserica Baptistă. Noi avem cântările Evanghelie. Cum când scrie cântările Sionului? Noroc cu internetul, vorba aceea, googlim puțin să vedem, am scris pe Google cântările Sionului. Singura sursă era blogul fratelui, unde avea un articol, scria cântările Sionului. Repede am citit să văd ce e acolo, mă uit la anul meu, nu era pe blogul lui. Măi, ceva nu-i bine. Zic eu, hai să scriu să văd. Ediția care o am eu nu are cel care scrie articolul. Îi scriu că aveam o ediție din 1923 cu perzi de piele îngrijită, frumoasă. Fratele a spus, măi, trimite-mi repede să văd coperta.
Și de la o simplă carte găsită într-un târg, s-a făcut clicul. Clicul între conflictul de generații, între un tânăr abia intrat în slujire cu un frate, să zic, matur în slujire. Slavă Domnului! Amândoi sunteți păstori, amândoi slujiți Evanghelia și amândoi aveți o pasiune frumoasă, aceea de a scoate la lumină lucrurile poate cele mai importante din istoria aceasta a Bisericii Baptiste din România. Și astăzi vom încerca să înțelegem importanța a ceea ce faceți dumneavoastră și mai mult care sunt efectele în prezent, cu ce ne ajută pe noi astăzi generația prezentă și apoi sperăm că și generațiile care vor veni după noi vor beneficia și vor ajuta aceste informații. Haideți să începem cu începutul. Când vorbim despre istoria Bisericii Baptiste, împreună așa, uitându-vă la documentele și, să spunem așa, poate scrierile pe care le-ați întâlnit, care sunt cele mai vechi documente pe care le-ați văzut în fața ochilor sau chiar dacă ați pus mâna sau poate nu, la care ați avut acces așa în toată perioada aceasta de când lucrați împreună? Cred că 1900, o foaie din revista Adevărul. Revista Adevărul. Care are fratele Daniel acasă. Da, deci este în arhiva personală, dacă vorbim de document publicat. Deci nu de arhivă, nu, să zicem, un proces verbal sau documente de arhivă, ci document publicat este o filă, din păcate doar, din prima revistă apărută pe limba română, se numea Adevărul, din anul 1900, este o foaie, pagina 4-5, o filă. Era o publicație creștină sau era o publicație oarecare? Nu, era o baptistă. Publicație baptistă, care era... Se aveau parte de scrieri, articole din diferite traduceri, nemțești, chiar englez. Și englez. După care se prezenta scurte evenimente din viața baptiștilor, botezuri, anumite lucruri, anunțuri. Deci era o publicație pe care era pentru spectrul larg, pentru credincioși baptiști, să se informeze în anumite privințe. Din acea revistă s-a păstrat momentan. Alta nu mai există decât fila aceasta pe care o am în biblioteca personală. Excelent. Haideți să vorbim puțin despre procesul acesta de restaurare a informațiilor din istoria creștină baptistă. De ce considerați dumneavoastră că e important ca noi, cei de astăzi, să știm ce au făcut fratele nostru? Cum a apărut Biserica Baptistă? Cum s-a dezvoltat pe teritoriul României? De ce credeți că e important? Acum, Biblia ne spune foarte clar. Dumnezeu îi spune lui Moise să scrie. Și toată Biblia e scrisă cu un scop, ca noi să credem. Da? Istoria zicea cineva că e un laborator imens de unde iei informații sau un cufăr cu valori. Ei, de exemplu, dacă n-ar fi scris că David a păcătuit, deci e o întâmplare în istorie, foarte mulți creștini ar cădea și nu s-ar mai putea, că n-ar mai fi nicio șansă. Dar așa, foarte mulți zic, mai, și David a făcut. Și mai este o reabilitare, adică ne ajută cumva să ascultăm de glasul lui Dumnezeu, să revenim înapoi și să rezolvăm, să zic, o problemă. Să vedem lucrurile care au fost bune, lucrurile care s-au petrecut, au fost mai puțin bune și noi acum am putea aprecia mai ce avem de făcut din pățăniile, din trăirile pe care le-au avut frații în trecut. Istoria se repetă la poporul lui Israel, când era sus, când era jos, când în vale, când în deal, tot așa fluctua și ei se întorceau înapoi la ce era scris. Un împărat al lui Israel, când a găsit cărțile lui Moise, s-a speriat când a auzit de blestemele care sunt scrise acolo. Și imediat a dat ordin tot poporul să se pocăiască, dar dacă nu era scris, n-avea informația și nu știa ce să facă. Dar așa a știut,
s-au pocăit, s-au întors la Domnul și Domnul a binecuvântat în continuare. Da, deci putem să accentuăm ceea ce frate Vasile zicea. Este foarte important să cunoaștem istoria ca să nu repetăm, în primul rând, greșelile celor care au comis anumite lucruri și poate vrem să fim mai înțelepți și să nu le facem. În același timp să învățăm din ceea ce au făcut ei. De multe ori avem impresia că ce s-a făcut în trecut s-a făcut greșit și trebuie să renunțăm. Tendința în zilele noastre este totul nou. Nimic nu este nou sub soare, spunea înțeleptul Solomon. Ce a fost e, mai e, va mai fi, ce este a mai fost. Și dacă privești în istorie, sunt multe lucruri care le-au făcut mai bine decât noi și putem să învățăm de la cei care au fost și astfel să facem și noi. Nu comitem greșelile lor, ci învățăm din ceea ce a fost bun. Privim la greșeli și ne încurajăm că și au greșit și au fost oameni și nu neapărat că suntem îndreptățiți să greșim și noi astăzi, ci este un fel de încurajare că dacă au greșit și ei și dacă greșim și noi, putem să ne ridicăm și să continuăm. Foarte frumos. Deși cred că în cercetările dumneavoastră ați găsit mult mai multe lucruri, nu numai greșeli și lucruri de care nu ne putem, să spunem, mândri. Vorbim de mândria aceea pozitivă, dacă cumva, în care spunem că, Doamne, vedem mâna lui Dumnezeu cum a lucrat de-a lungul istoriei, dar cu siguranță au fost și momente mai dificile, cu multe provocări. Istoria României, practic, Biserica Baptistă nu cred că putea evita întâmplările majore ale istoriei. Deci, practic, a fost parte a istoriei românilor și pe lângă, să spunem, contextul acesta pe care l-a avut România de-a lungul secolului trecut, da? Au mai fost și lucrurile acestea omenești pe care fiecare dintre noi le avem și care au generat cele diverse, să spunem, greșeli care au influențat oarecum istoria bisericii. Știți de ce? Trăim într-o epocă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în afara contextului bisericii ăsta și chiar în contextul bisericii, în care se încearcă reinterpretarea istoriei. Istoria aceasta, inclusiv dacă ne uităm în America și în Europa, vedem că multe lucruri care s-au întâmplat astăzi sunt reinterpretate. Au început unii să rescrie istoria, să reinterpreteze, să dărâme statui, datorită faptului că după câteva sute de ani și-au dat seama că respectivul au făcut ceva abominabil, care până alaltăieri nu deranja, dar astăzi deranjează. Sau știu, nu mai e la modă și trebuie distrus. Așa că, uitând la istoria Bisericii Baptiste, cu siguranță ați găsit foarte multe momente. Dacă ar fi să amintim câteva momente extraordinare, unde ați văzut mâna lui Dumnezeu la lucru, unde, să spunem, unde Biserica Baptistă sau credincioși baptiști de renume la vremea respectivă s-au implicat, au făcut ceva bun care rămâne, într-adevăr, ca piatră de aducere a minte în istoria noastră a Bisericii Baptiste, vă rog să enumerați, dacă știți câteva momente și, bineînțeles, probabil începând cu deschiderea primei biserici, cred că au mai fost și alte momente în istoria Bisericii Baptiste care, într-adevăr, au însemnat foarte, foarte mult pentru noi. Sigur că am putea consemna foarte multe lucruri. Să zicem, o contribuție a baptiștilor englezi a fost și la tipărirea Bibliei din 1873 și 74 de la ea și au fost implicați prin Societatea Biblică Misionară. Baptiștii prima dată au venit cu Biblia. Biblia, să înțelegem un lucru, diferența între Societatea Biblică Misionară. Ortodoxii țineau cumva la vechi și ei și astăzi când traduc Biblia, ei nu actualizează cuvinte, lucruri și rămân la vechile cazani, iau ei o vorbă așa, vechile cazani, adică să nu consideră limba veche, limbă cumva sacră. Pe când noi, baptiștii, noi considerăm că Biblia trebuie actualizată, cuvintele vechi care nu se mai folosesc trebuie schimbate și actualizate așa.
Asta s-a întâmplat cu Biblia. Sigur că de la 1873 s-a mai corectat Nițulescu, tot un preot ortodox, a făcut traducerea aceasta în 1895, cam așa, și după aceea a venit traducerea Cornilescu, tot preot, să zicem, dar susținut și de societatea britanică și o prințesă care l-a finanțat. Bun. Deci ei au venit cu Biblia cam pe înțelesul românilor. A venit și au prezentat-o. Au prezentat-o, ei n-au venit aici să zică, bă, ortodoxii nu-s buni, catolicii nu-s buni. Ei au venit și au citit ce scrie în Biblie, uite ce prezintă Biblia. Sigur că Biserica Ortodoxă a ridicat împotriva acestei situații și chiar indica forța ca să planeze, să nu se dea voie să se propage învățătura asta baptistă. Apoi, sigur că eu am mai enumerat la emisiunea noastră, în timpul războiului mondial, baptiștii au contribuit la finanțarea Crucii Roșii Internaționale. Au dat bani, deci au cumpărat o mașină, o salvare, așa mai departe. Au contribuit mult la alte acțiuni din acestea de ajutorare, să zicem așa. Și ne ținând cont numai că baptiști. Deci au fost între romi și alte lucruri. Deci, da, oamenii am oferit totdeauna, indiferent de ce domeniu vorbim, baptiștii au fost implicați. Încă de la Marea Unire am participat, n-am fost împotrivă, ci dimpotrivă am participat. La evenimentele majore, la războaie am participat, deși am fost acuzați că am fost împotrivă. Avem oameni care au murit pe front, gata, au fost să își ofere viețile pentru a duce victoria țării noastre. Nu ne-am subtras de la aceste lucruri. Completare în ceea ce zicea și fratele Vasile, în domeniile vorbim culturale, muzicale. Cred că ăsta este un atu pe care l-am avut ca și Biserică Baptistă, oameni de prestigiu pe care i-am oferit din punct de vedere muzical, pe care oameni care, ca Iovan Miclea, Stăuceanu, frați care au fost dirijori la nivelul academic vorbind, nu neapărat la nivelul bisericesc, ci la nivelul mare de compoziții. Domeniul cultural vorbind, am oferit ceea ce înseamnă sprijin, chiar și în domeniul politic. În orice domeniu ar fi fost, nu numai religios, pentru că, da, Biserica Baptistă are de-a face cu ceea ce înseamnă religia, dar noi, ca și credincioși baptisti, nu ne-am limitat, ci am încercat să vedem și implicarea în celelalte domenii ale vieții poporului român. Extraordinar. Momente foarte frumoase, momente care au marcat dezvoltarea Bisericii Baptiste și, de asemenea, contribuția la tot ce a însemnat România este cunoscută și prin eforturile dumneavoastră apar astăzi și pentru cei ca noi, pentru generația care urmează. Pe lângă momentele acestea foarte importante în istoria Bisericii Baptiste, aș vrea să vorbim și de câteva persoane. Știu că ați mai discutat, ați mai remarcat, ați publicat pe lângă alte momente și alte, bineînțeles, cărți, articole despre istoria Bisericii Baptiste, ați adus în atenția noastră și persoane, păstori, misionari, oameni care au făcut ceva pentru țara aceasta. Dacă puteți tot așa enumera câteva, să spunem, nume din acești oameni care, într-adevăr, s-au lăsat călăuziți de Dumnezeu și au adus contribuția lor pe pământul acesta. Oamenii de multe ori privesc la acești oameni și spun, măi, cum se poate ca oamenii simpli, aș putea spune, nu cu pregătire, nu știu de care academică, deși am avut și în aceștia, au fost oameni atât de devotați lui Dumnezeu. Și parcă îi spune, noi ne uităm de obicei când zici oameni mari, te uiți oare ce-a fost primar, ce-a fost... Și parcă avem tendința să privim prin ochii anumitor funcții pe care le-a avut omul și parcă tentația aceasta nu este una tocmai foarte bună. Și ar vrea să mă ofer această
zi, oameni care să oferă exemple de oameni simpli, dar de oameni care Dumnezeu s-a folosit și prin care Dumnezeu a dat românilor cuvântul său. Unul dintre oamenii care mi-a plăcut foarte mult și trebuie să-l menționez a fost fratele Liviu Olah. E un om foarte renumit din ceea ce privește rugăciunea. Un lucru de care astăzi poate fugim, de care poate astăzi nu este atât de mediatizat, la care parcă spun nu e atât de la modă să te rogi. Fratele Liviu Olah a venit în Oradea și a spus: măi, dacă vrei o trezire, trebuie să ne întoarcem la rugăciune. Și este unul dintre lucrurile care, dacă privești la un om, în ce a fost puternic, în ce a fost mare, omul s-a fost în rugăciune. Și asta mi se pare de scos în evidență. Oameni care au fost gata să se plece pe genunchi. Oameni care au fost gata să îndemne pe alții să se roage. Cu siguranță, nu doar rugăciunea este importantă și astfel trebuie amintiți alți oameni care au sprijinit slujirea din punct de vedere, poate, al cuvântului, al predicării, oameni care s-au implicat, ca fratele Pit Popovici, un om care s-a implicat în ceea ce înseamnă slujirea, păstorirea bisericii și nu numai atât, ci a demonstrat că Dumnezeu există, a demonstrat că creștinismul se bazează pe creaționism, nu pe evoluționism, lucru care a venit în ajutorul creștinilor să demonstreze că, cu adevărat, Biblia este reală. Și a venit în perioada mai ales comunistă cu cărți, cu ajutoare, în care, de la Adevărul într-o coajă de nucă, care a fost o broșură micuță, la anumite cărți pe care le-a scris ca să întărească poporul creștin, ca să oamenii să știe ce să spună altora. Oameni simpli, n-au fost oameni sofisticați, cu școli foarte multe academice. Oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Aș vrea să mă limitez la oameni, pot să amintesc oameni care au fost cu școli. Și chiar unul dintre cei mai dragi, dacă vorbesc de cei care au fost pregătiți, mi este fratele Vasile Berbecar. Împreună cu fratele am și scris o carte în privința aceasta. Un frate care privesc la el și dacă mă uit la programul pe care l-a avut el și mă uit la programul pe care l-am avut eu, să spun cum a putut să facă atât de mult. A fost implicat în păstorire, predicare, dirijat, traducere, scriere. Nu cred că există vreun domeniu, reparații de harmon. Deci, viață de familie, să nu uităm, a avut familie. Copii implicat, mulți. Copii mulți, familie numeroasă, renumerație mică. Deci, privești și spui, măi, cum se poate? Aștia sunt oamenii mari. Oamenii care au fost gata să spună din ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit, îl onorez pe Dumnezeu. Aștia sunt oamenii mari, pe care ar vrea să-i amintesc eu. Eu aș vrea să amintesc totuși de un om, să zic, și să definesc oarecum că ce înseamnă și om mare. Că, da, Ioan Dan, de exemplu, care a fost președintele Uniunii Tineretului Baptist, după aceea președintele Uniunii Baptiste, a fost un om foarte mic. Autoritățile râdeau de el, așa, în general, dar era un om al lui Dumnezeu și a făcut mult bine. Și chiar Gheorghe Gheorghiu Dej, avem informații, dar nu confirmate încă pe un document, pe o revistă. Dar cineva ne-a spus lucru că l-a citit undeva, dar deocamdată nu găsește sursa. Totuși, l-amintesc. Gheorghe Gheorghiu Dej, când a venit la putere, l-a chemat pe Ioan Dan și l-a întrebat dacă să dea voie cultului penticostal. Și a zis, domnule președinte, toți vom încăpea. Măi, zice, dar ăștia vor crea probleme. Ce nu contează, că o mâncă pe a tot și bine a fi. Dar vrea să un profesor care după unire a venit la noi în România în 1920, Mullins îl chema, era un profesor de teologie în Statele Unite, cel mai vestit. Acest om a dat sfat președintele Statelor Unite din primul război mondial să meargă, să declanșeze războiul împotriva Austro-Ungariei. Am aflat și eu scris în revistele noastre, un președinte al Alianței Mondiale Baptiste, când a vorbit despre Mullins, a spus lucrul acesta. Și l-a sfătuit pe președintele Americii să intre în război și să dezrobească țările europene. Și președintele Wilson al Americii i-a ascultat sfatul și a venit în
în război și știm că s-a câștigat războiul. Dumnezeu a vrut lucrul acesta, până la urmă toată lucrarea și istoria este a lui Dumnezeu. El a scris-o din veșnicii, dar spune în Isaia că dă drumul așa când el hotărăște și când a hotărât-o să împlinească lucrurile pe care el le-a scris. A intrat în război, s-a câștigat războiul și nu românii au făcut unirea, nici biserica, nici una biserică, ci de acolo a venit din Statele Unite, armata apoi a coalizat și așa s-a dus la îndeplinire unirea și toate, sunt multe de vorbit aici. Omul acesta, în 1920, a venit în România să vadă ce s-a întâmplat. A fost dezamăgit când a văzut că dezrobirea nu s-a realizat, că baptiștii sunt foarte persecutați în România, în România Mare, și a scris, totuși, favorabil și zicea, fraților, oamenii ăștia au nevoie de școli, sunt mulți, se înmulțesc foarte mult referitor la baptiști și trebuie ajutat. Și de aceea ei ne-au ajutat necondiționat. Sigur că sunt și alții au fost pe vremea comunistă oameni care au înțeles, au acceptat să fie loviți din toate părțile și au stat acolo unde au trebuit ca să ducă la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia care și-au înțeles rolul atunci, în vremea aceea. Slavă Domnului pentru lucrarea pe care a făcut-o în România, în Biserica Baptistă. Ne întoarcem puțin la prezent, la ceea ce se întâmplă astăzi. Fratele Vasile Bel, dumneavoastră, ați trecut prin mai multe etape ale vieții. Aveți acces la resursele istorice. Ați trecut prin perioada comunistă. Știți ce înseamnă să fii păstor într-o perioadă așa mai puțin liberă. Daniel, tu ești de generație mai nouă. Ești un păstor cu viziune, să spun așa, și perspective mari pentru viitor. Uitându-mă așa la context și încep cu fratele Vasile Bel, pentru că dumnealui are mai multă experiență în zona aceasta a lucrului, a misiunii în Biserica Baptistă. Comparăm cu ceea ce ați citit, văzut în resursele acestea istorice, prin experiența dumneavoastră personală în perioada comunistă și acum, de după Revoluție, și uite-vă așa la perspectiva, la ce se întâmplă astăzi. Cum vedeți, să spunem, biserica de-a lungul timpului? A avut biserica un rol marcant? S-a întâmplat ceva? S-a văzut? Am fost sare și lumină sau n-am fost? Sunt lucruri care se puteau face mai bine? Sunt lucruri care încă se mai pot face? Așa o părere personală. Deci am constatat în formarea poporului baptist, când s-a format, el a fost o perioadă de libertate mare în Ardeal. Deci pentru că Ungaria a dat libertate din 1905, deși era o lege din 1895 care garanta, dar chiar cultul baptist în 1905 a primit libertatea deplină în Ungaria. Deci ne referim la Transilvania. Aici, în România, în regat, lucrurile au fost diferite. A fost libertate din punct de vedere al statului, al legilor, dar Biserica Ortodoxă a fost foarte împotrivitoare și foarte multe articole pe care le citim astăzi, cumva ne dor așa că au putut oamenii altarilor să meargă până acolo să bată oamenii. L-a bătut pe un frate păstor așa de tare încât jandarmul s-a îngrozit și l-a scos. A zis, părinte, e destul. Pentru că jandarmii se temeau de preoți, asta era adevărul. Bun, ei s-au format baptiști într-o perioadă, atunci era o perioadă de libertate. Între cele două războaie era fost o perioadă de libertate, aproape cum avem noi astăzi. Dar s-au întâmplat lucruri și negative, chiar până acolo că s-a scindat Uniunea și s-au făcut două Uniuni. Oricum, nici cealaltă nu era autorizată, încă nu era în regulă toate lucrurile și așa mai departe. A venit comunismul și a unit. Că încă părțile mai țineau. Păi ceala e cu ceala, ceala ține cu ceala. Așa. S-a unit.
a venit iară perioada de libertate și iară parcă mergem pe același tipar dintre cele două războaie. Parcă pe același tipar, o dorință așa după putere, oarecum după acaparare. Păi eu sunt acolo, dacă faci cum zic eu, vei primi salar. Lucrurile, să zic, nu sunt chiar tare plăcute, dar lucrurile astea s-au întâmplat. Și din punctul acesta de vedere, consider că Dumnezeu va aduce dinapoi roata și iar ne va aduna, dar cum s-a întâmplat și cu poporul evreu. N-au ascultat, i-a dus Dumnezeu în robie. În 1938, rabinul din Berlin declara loialitate statului german. N-a trecut mult și a venit Holocaustul și după aceea evreii s-au dus în țara lor. Ne chemați, ne siliți, ci de bună voie, deși era o stare de neliniște acolo. Și eu consider că Dumnezeu conduce istoria. Când omul nu vrea să se supună voii lui Dumnezeu, Dumnezeu strânge un pic șurubul. Și când Dumnezeu l-a strâns, atunci oamenii se întorc la Biblie. Se întorc, cum au rezolvat frate de acolo? Păi s-au unit. Va trebui să o facem și noi. Foarte important, pentru că până la urmă spuneam, firea pământească, pe lângă alte condiții, și omul, prin propria lui natură, își aduce contribuția la momentele astea mai puțin neplăcute și care nu construiesc și din potrivă pun bariere dezvoltării. Daniel, mă uit la tine și te întreb așa, la vârsta ta și la experiența pe care o ai, având acces la aceleași documente, vreau să văd dacă cumva din ce ai citit, din ce ai văzut, ai găsit ceva care să te inspire sau fie că un eveniment, fie că o persoană, un slujitor anume. Mi-aduc aminte, mi-a arătat fratele Vasile, atunci când am filmat emisiunea trecută, un document, de fapt o copie a unui raport de activitate a unui păstor de undeva de prin Suceava, care acolo activitate era foarte, foarte, foarte bogată. Mi-aduc aminte, spunea că a făcut nu știu câți kilometri pe jos. Într-o lună de zile. Într-o lună de zile. Și asta se întâmpla undeva prin 1924. Câte biserici, câte familii, câte cântări am învățat. Deci exact ce... Se pare că era ceva, într-adevăr, extraordinar. Nevoia, cred că rămâne. Cred că Dumnezeu nu s-a schimbat. Chemarea încă rămâne. Cum vezi tu, uitându-te la tine, uitându-te la generația ta și, bineînțeles, la ceea ce ai studiat și ai văzut cu proprii tăi ochi la istoria noastră? Deci nu ne-am vorbit, zicea fratele Vasile, parcă gândim anumite lucruri destul de asemănător. Ideea care aveam în minte când puneai întrebarea, zic eu, istoria se repetă. Deci aș vrea să începem cu ideea asta, fiindcă ceea ce observ și ceea ce încă la început ziceam, noi nu învățăm din greșelile celor care au fost înaintea noastră. Ce s-a întâmplat, pomenea fratele Vasile, în anii 30, s-a rupt Uniunea. Unii au mers cu unii, unii au mers cu alții. N-aș vrea să afirm deschis și astăzi că există două mari grupări în țară, pentru că poate fiecare dintre noi cunoaște. Tendința este tragerea într-o parte sau în alta. N-aș vrea din toată inima spun lucrul acesta, din punct de vedere istoric, să repetăm să se rupă din nou Uniunea Baptistă în două, deși vedem în zilele noastre formarea a tot mai multe grupări, deși dorința ar fi fost să fim unitari. Interesant este astăzi, deja se pune accentul foarte mult pe autonomia locală a bisericii, gândim într-un fel, voi gândiți altfel, nu mai avem unitate. Ceea ce aș putea spune că, da, este un atu pe care biserica îl are pentru că este autonomă, dar în același timp aș putea spune biserica primară nu era autonomă, vorbind biserica din Ierusalim, biserica din fiecare, era unitari, aveau un mod de gândire, un fel de acționare. Și ceea ce văd și mă uit astăzi la noi, este că, cu părere de rău spun, prea mult privim la diferențele pe care le avem. Și diferențele, dacă te uiți în ansamblu
și nu neapărat vorbesc doar de cultul creștin-baptist, privind și la cultele noi care apar în mediul evanghelic, diferențele sunt minore. Și cu toate acestea, interesant este, nu mai reușim să fim împreună și să avem ceea ce înseamnă părtășie. Și asta cred că, ceea ce zicea și fratele Vasile, nu cred că ar trebui ca Dumnezeu să intervină și să dea cu biciu, poate nu o robie egipteancă, ca robia din Egipt, ci poate alte lucruri care să ne lovească, ci cred că ar trebui să ne trezim să spunem oare ce ar vrea Dumnezeu de la biserica de astăzi. Și cred că ar trebui să căutăm lucrurile care ne unesc. Da, diferențe vor fi, diferențe au fost. Credeți, mă întreb de multe ori și întreb pe mulți, credeți că înainte n-au fost diferențe? Toate bisericile din România au gândit la fel? Până acum, dintr-o dată, când ne-am trezit că vrem să fim, să ne rupem, să ieșim, tot mai multe biserici astăzi au dorința de a fi independente. Ruperea din cult, sunt independent, fac ce vreau. De multe ori pun întrebarea aceasta, este chiar ceea ce Dumnezeu dorește de la noi? Aceasta cred că ar trebui noi, cei care poate suntem slujitori, noi ca biserici, ca și oameni, ca trupa lui Hristos, care formăm un trup, unitate, ar trebui să ne punem puțin pe gândit în vremurile noastre. Privind între trecut, privind acum în prezent și spre viitor, nădăjduiesc să nu repetăm evenimentele din trecut, scindarea Uniunii, facerea două grupări, două persoane care se conducă, unii cu aia ceilalți. Era un haos. Deci, imaginea care, dacă privești la cele două Uniuni, Uniunea Nouă și Uniunea Veche, două localități vecine, una într-o Uniunea Nouă, una în Uniunea Veche. Deci nu era scindată țara în două linie pe hartă, ci localități vecine din aceeași comună. Una era cu Uniunea Nouă, una cu Uniunea Veche. Deci, și ceea ce se întâmpla era vorbiți de rău, pentru că ne vorbeam unii pe alții de rău. Articolele care erau publicate, aruncam cu noroi și în așteptarea în care să vină oamenii și să se pocăiască. Ce să vadă? Ceea ce au și ei? Cred că imaginea aceasta nu ar trebui să se repete. Și ar trebui să căutăm lucrurile care să ne unească în jurul cuvântului Dumnezeu. Clar, n-ar trebui să ne unească lucrurile negative și alte lucruri care sunt greșite, ci să ne unim în jurul cuvântului Dumnezeu, pentru că astfel oamenii, văzându-ne pe noi, să-și dorească. Aș mai vrea să zic ceva, dacă se poate. Am participat la congresele din 1990. Deci, după căderea comunismului, s-au format câteva congrese de lucru ca să pună la punct niște lucruri. Aici trebuie să amintesc înțelepciunea tăcerii. Adică sunt frați tăcuți, nu-i cunoaște nimeni, păstori care îl slujesc, cum ziceați de respectiv, dar nu se afișează, nu scriu pe reviste, nu scriu pe Facebook, nu fac cu tare, dar ei sunt devotați Domnului. Și ei când sunt chemați la congres să voteze înțelepciunea lor, domina deocamdată. Adică sunt sau se vrea să formeze centre de putere, dar încă deocamdată Dumnezeu ține, să zicem așa, aici la poporul ăsta și alegerea încă mai funcționează, adică să facă alegeri și înțelepciunea asta tăcută, care nu se afișează, câștigă. În 1990, așa era un freamăt, o mișcare între păstorii, așa o agitație, dar când s-a votat o înțelepciune deosebită și Uniunea a rămas unită, era cât pe acisă în două. Dar încă ceva, statul nu-ți dă voie să-ți faci două uniuni. Deci nu se poate rupe Uniunea acum, nici atunci nu s-o obținea absolut nimic. Pentru că sunt niște legi universale care nu poate să fie o Uniune baptistă în același stat, cum să zic, două uniuni de același. Nu se poate. Și vedeți că și aici instituția, nu știu ce, română, nu poți să ai român în fiecare denumire și nu știu, niște legi care nu se pot călca și nici... Așa.
vorbeați de înțelepciune și de, să spunem așa, calitățile, profilul, caracterul celui care slujește. Uitându-vă la... Mă gândesc și trebuie să recunosc că și eu am trecut prin experiența aceasta. În momentul în care ai acces la informații din trecut și ați fi spus că ați avut ocazia să vedeți și lucruri mai neplăcute din istoria și a unor oameni și evenimente, chiar mă miram să văd că până la urmă ați continuat să faceți, deși pentru unii credincioși ar putea fi niște piete de poticnire. În momentul în care, de fapt, cu cât te duci mai adânc, cu atât observi că natura umană și-a spus cuvântul, firea aceasta pământească, lupta aceasta dintre bine și rău a fost întotdeauna prezentă și s-a văzut că n-a fost ușor pentru o biserică să răzbată și da, a fost încununată și cu multe evenimente pozitive, dar nu le uităm nici pe cele negative. Întrebarea mea este, cum a contribuit la credința dumneavoastră? Personal vă spun că de când lucrez așa mai apropiat de slujitor, de oamenii care mână cuvântul lui Dumnezeu, care sunt aproape, am crescut în credință, pentru că dau seama că sunt înconjurat tot de oameni până la urmă, oameni schimbați. Dumneavoastră, cum ați perceput, cum a contribuit, să spunem, studierea acestor particule din istoria Bisericii Creștine Baptiste, cum a contribuit la credința dumneavoastră personală? V-a ajutat sau, dimpotrivă, v-a dezamăgit? E greu să privești, să spui, sunt momente în care spui, n-are rost. Sunt momente în care spui, și aici, te aștepți de multe ori. Mi-amintesc acum, dacă spun așa puțin, într-o istorie mai apropiată de ceea ce trăim astăzi, mi-amintesc momentul în care am ajuns la seminar student. Și ceea ce aveam în minte, proaspăt absolvent al liceului, dintr-un mediu, aș putea spune, necreștin, sau într-un mediu în care nu era creștini evanghelici, am zis, o să ajung în sfârșit într-un mediu în care o să fie raiul pe pământ. Toți născuți din nou, cu profesori născuți din nou, zic eu, imposibil să nu crești. Realitatea a fost una care, știți, de multe ori nu-i foarte bine să ai așteptări mari. Că la așteptările pe care le ai mari, s-ar putea căzătura să fie destul de mare. Mi-am dat seama că lucrurile nu stau așa cum te aștepți. Oamenii sunt oameni. Oameni sunt oameni. Dacă privești în istorie, ceea ce ai simțit, am simțit atunci, parcă se amplifică. Și parcă, mai ales dacă privești în perioada comunistă, în care era suspiciunea cine a colaborat, cine n-a colaborat. Asta e tot ceea ce interesează pe oamenii în perioada comunistă. Altceva, nu există un alt subiect care să mă intereseze. Spui, mai are rost să continuăm, să scrii, despre ce să scrii. Ne raportam la Scriptură și te uiți în viața lui Petru. Pescar. La lege de Domnul Iisus Hristos și te întreb de ce la lege, e omul care e omul în acțiune, spui, băi, ăsta e omul de bază. Chiar Domnul Iisus Hristos spune, pe tine, tu ești Petru, piatra, foarte interesant. Și îl vedem dintr-o dată falimentar, gata să se lepede de trei ori, în fața niște oameni care nu erau cineva foarte importanți. Îl vedem gata să falimenteze. Și deci, cu toate acestea, Dumnezeu spune, nu mai am nevoie de tine, ci Dumnezeu îl recuperează și îl folosește. Dacă privești în perioada trecută și spui, au falimentat anumiți slujitori, spui, Dumnezeu ar fi fost gata, ar fi putut să spună, nu mai avem nevoie de voi, o generație nouă. Nu, Dumnezeu s-a folosit în continuare. De ce? Pentru că Dumnezeu depășește barierele pe care ne le punem noi. Și văzând lucrul acesta, că Dumnezeu a putut să lucreze și afirm cu tărie, poate în perioada trecută a avut probleme. A avut, și nu neg, și poate tendința este de multe ori ca și istorici să ascundem anumite lucruri. Nu neapărat să le ascund. Nici nu vreau să le neg că n-au existat. Dar ceea ce pot să văd este cum Dumnezeu a reușit să folosească în continuare oameni care au falimentat în anumit domeniu
dar cu toate acestea Dumnezeu să se folosească de ei și să aducă în continuare roade. Slavă Domnului! Asta este foarte important, că Dumnezeu știe să refacă omul, să-l readucă pe linia de plutire și să dea șansa de a continua. Frate Vasile Bel, așa ca un cuvânt de încheiere, o concluzie? Ca și o concluzie și o idee pe care o am și o spun tot mereu, este că de vrem, de nu vrem, scriem niște evenimente. De lucrurile care noi le facem astăzi și suntem poate băgători de seamă sau nu ne dăm seama, cineva le va lua ca informație, le va folosi ca atare. Dacă vor fi bune, va fi bine. Dacă vor fi rele, acel om se va potigni și a cădea. De aceea este foarte important să fim foarte atenți ce facem azi. Pentru că nu mai vorbim de cartea lui Dumnezeu, unde se consemnează toate evenimentele. Tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem. Dar ele rămân și scrise aici la noi pe pământ. Și cineva le folosește într-un scop sau într-alt scop. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu și El să ne dea multă putere, multă înțelepciune, să nu ne jucăm cu viața noastră, cu trăirea noastră și să dăm importanța care se cuvine. Că din viața noastră ar putea cineva să cadă, să prăbușească de tot, sau prin viața noastră ar putea cineva să ridice, să fie credincios Domnului. Slavă Domnului! Daniel, te rog să închei cu un îndemn, un verset, ceva ce spune Dumnezeu pe inimă, așa ca o concluzie finală a acestei emisiuni. Concluzie. Neapărat dacă nu este verset, deși Domnul Dumnezeu îl încurajează pe Moise să scrie, vă încurajez pe cei care ascultați, scrieți. Mă uit și e un lucru care l-am apreciat, e că în trecut, deși nu erau atâtea clase, nu aveau oameni, au scris procese verbale, au scris tot. Au scris evidență, registre. Spunea să ce rost mai are, vorbeam cu cineva și spunea, ce rost are să mai scriem? Oricum se termină totul. Dacă vine cineva după tine și vrea să scrie ceva de biserica respectivă, de unde va scrie? Vă îndemn, scrieți, consemnați ca și biserici și mai mult ca atât, mărturia pe care o lași, care va fi scrisă poate de mâine de altul care va veni după noi. Să fie una care să dea dovadă de un credincios și un adevărat om al lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Stimați frați, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Și noi vă mulțumim! Vă mai așteptăm și cu altă ocazie și bineînțeles Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde slujiți și să ne revedem cu bine. Și noi! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și în seara aceasta ne-ați primit în grațele dumneavoastră. Emisiunea noastră se încheie aici. Până data viitoare, vă spunem la revedere!